Până în 24 decembrie, echipe complexe din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, Direcției Silvice și Gărzii de Mediu Maramureș desfășoară acțiuni de monitorizare și control în pădurile din județ. Activitățile lor au ca scop prevenirea tăierii, transportului și comercializării materialelor lemnoase și în special a pomilor de Crăciun. În vizorul oamenilor legii sunt și piețele, târgurile și oboarele pentru prevenirea și combaterea comercializării ilicite a pomilor de Crăciun. Potrivit informațiilor Biroului de Presă IPJ Maramureș, până acum au fost efectuate 123 de controle, în timpul cărora au fost constatate 22 de infracțiuni și 289 contravenții. Valoarea amenzilor ajunge la aproape 117.000 de lei. De asemenea, au fost confiscați 2070 metri cub material lemnos de peste 260.000 de lei. Polițiștii reamintesc faptul că transportul materialelor lemnoase fără documente justificative și transportul și comercializarea pomilor de Crăciun nemarcați constituie contravenții pentru care se dau sancțiuni de până la 5.000 de lei, iar marfa se confiscă. De asemenea, tăierea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini fără drept de arbor, puiet sau lăstar din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se sancționează cu închisoare de până la 16 ani sau cu amendă. Durata pedepsei sau valoarea amenzii variază în funcție de cantitatea materialului lemnos compromis și a persoanelor implicate.